Sărătmâna, bună seara și bine v-am regăsit. Avem o toamnă mai mult decât frumoasă. Am avut suficiente amenințări că în iarna asta vor îngheța și pietrele, vor pocni efectiv, dar văd că cel de sus ține cu noi. Un popor se ține în frâu dându-i teme. Și cel mai sigur îl ții cu o temă care îl înfricoșează. Prevestirea unei ierni deosebit de crunte într-o perioadă în care există o criză energetică provocată, dar majoră, cu niște costuri de nemăsurat într-un viitor destul de rapid. Da, creează o anumită senzație de groază, de frică populației și o populație înfricoșată e ușor de stăpânit și manipulată. Stimați telespectatori, vorbim de, în ultima vreme, cel la emisiunea mea, despre energie, despre economie, despre foame, pentru că avem o criză energetică, o criză economică, o criză alimentară, ce mai avem? O criză morală care nu poate fi descrisă ca gravitate și, de fapt, noi însăși oamenii suntem într-o criză, pentru că astăzi în România am început să vedem ce văd statele imperialiste, colonialiste de multă vreme, doar bani și sclavi până la un moment dat. Noi eram obișnuiți să vedem și oameni, să stăm de vorbă cu oamenii, dar acum ne-am cam dezobișnuit și de oameni stăm mai puțin. Acesta este motivul pentru care astăzi, împreună cu profesor dr. Inginer Carmen Burlibașa, director al Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida Iași, o să încercăm să discutăm despre Dimitrie Leonida, despre un om, despre un român, a cărui nume este purtat de acest liceu de 57 de ani. Cine a fost Dimitrie Leonida? Dar mai bine o las pe doamna profesoară, că sigur știe cine a fost Dimitrie Leonida și ne poate spune. Și eu doar atâta vreau să remarcați că țara asta noastră, o țară bogată, cu oameni săraci cel puțin astăzi și cu o perspectivă de sărăcire și mai mare, pe baza acestor facturi cu titlu executoriu la servicii, dar cel mai important e la energie, și care deocamdată nu sunt date, dar când vor da va fi dezastru. Oricum dezastru se simte în economie, pentru că în loc să producem, să asigurăm locuri de muncă, să avem o creștere economică pe producție, care e singura care poate supraviețui, în loc să avem lucrul acesta, noi nu ne ținem de treaba asta, ci pur și simplu încurajăm lenea plătind nemunca. Doamna profesor dr. Inginer Carmen Burlibașa, haideți să revenim la Dimitrie Leonida. Bună seara și bine v-am regăsit. Vorbea de Dimitrie Leonida. Liceul nostru, înființat în 1965, în sărbătorii 57 de ani, dar Dimitrie Leonida, cred că din 2000-2001, de când au început școlele să schimbe denumirea, din 65 am fost școala medie energetică, am fost grup școlar energetic, am fost liceu energetic, mai multe denumiri, iar din 2001 și liceul tehnologic. Și transporturile le-ați avut acolo? Nu am avut transporturi, nu. Nu, suntem separate. Sunt alături. Sunt alături, da.
Avem 57 de ani de când s-a înființat liceul, de aceea am sărbătorit un alt fel, pentru că în anii anteriori, la sfârșit de octombrie, cu ocazia Sfântului Dumitru, tot timpul sărbătoream zilele școlii, patronul spiritual al școlii. Adică în ultimii 2 ani, datorită pandemiei, nu am mai avut voie să facem aceste activități și reîncepem timid să sărbătorim zilele Leonida. Anul ăsta a fost puțin mai restrâns, având în vedere că elevii au fost în vacanță, deci săptămâna trecută elevii au fost în vacanță, dar noi nu am putut să trecem peste o sărbătoare de așa o amvergură și am sărbătorit liceul la cei 57 de ani de la înființare. Promit că la 60 vom face o petrecere mai mare și mai cu mai multe activități. În general facem tot felul de activități la zilele școlii pentru elevi. Anul acesta am făcut altceva. Am făcut pentru noi, pentru cadre didactice, pentru auxiliar, pentru nedidactic. Mai mult am resfințit școala. Pentru un nou început, adică să ne încercăm să ne reîntoarcem la normalitate. Și având în vedere că nu am avut elevi, am mers pe alte activități. Dar în luna mai, care este luna în care s-a născut Dimitrie Leonida, vom face activități cu elevii, vom desfășura multe activități, așa că veți mai auzi de zilele liceului Dimitrie Leonida. Născut în 83 la Fălticeni, moldoven de la în 83 la Fălticeni și a murit în martie 1965. La noi în 1965 am înființat școala. Deci un renumit inginer cu studii în străinătate a renunțat la studiile la angajarea în străinătate pentru a putea face ceva pentru România, pentru țara noastră. Deci de aceea și numele de Leonida, de aceea am considerat ca energetician cum este, că merităm acest nume. A făcut școala de electrotehnică actuală, de electricitate și mecanică. Da. Deci și atunci provine dintr-o familie cu 11 copii. Deci era dintr-o familie de bun român, tatălui fiind ofițer, s-a mai plimbat pe aici, pe acolo, prin țară și a fost crescut în spirit de disciplină. Cred că mi erau crescuți, în general, copiii de înainte, mai puține drepturi, mai multe obligații sau mai dorința de a realiza ceva în viață. Și de ce ne mândrim? Pentru că inginer energetician, noi am păstrat specificul școlii încă de la început. Deci noi avem ca domeniu electric, electromecanic, mecanic, energetic. Deci în aceste domenii pregătim chiar de la înființarea liceului. Și dorința, dragostea de inginerie o avea și sora lui. Asta din istoria lui, eu vorbeam din istoria liceului care încă... Pentru că e considerată prima ingineră din lume, ca prima femeie cu profesiune de inginer din lume. E o chestie extraordinară. Da, este, pentru că sunt domenii în care greu ajungeai. Chiar și în ziua de azi, ca inginer pe domeniul energetică sau mecanică, să ai rezultate, e destul de greu pentru inginere câteodată. Ca să fii un inginer electromecanic și eu la fel sunt inginer electromecanic, trebuie să ai niște instrumente și aceste instrumente să le deții, să știi să le folosești. Se cheamă matematică, fizică și chimie. Da. Mai fără, multe. Fără aceste trei, n-ai ce căuta. Cum poți să înveți despre bazele electrotehnice sau bazele transmiterii prin fir sau aparatură electrică sau ce vreți, rețele electrice, să le calculezi, așa, fără să știi matematică, matrice în special, n-ai cum. Da, spuneți de inginer, dar eu cred că și chiar domeniul electric în care pregătim noi elevii. Ne trebuie noțiuni de bază, de matematică, de electricitate, pentru că pregătirea de bază o facem în școală și apoi, vă spun sincer, că mulți dintre absolvenții noștri merg tot pe domeniul electric, energetică. Sunt absolvenți care merg și în alte domenii, dar marea majoritate se duc prin acele elemente de bază care au fost create încă de la 16 ani, din clasa a 9-a.
Ne mândrim cu absolvenți de succes, ne mândrim cu absolvenți care, nu toți, dar să spunem 90% fac școala să ridice deci nivelul de calificare, de calitate a școlii să crească, pentru că sunt absolvenți de succes. Și iar, ce mai spuneam și în alte emisiuni, dacă îți place ce faci, o faci cu dragoste și atunci poți, dăruirea care o ai și rezultatele se văd. Deci nu faci acest lucru din obligație. De foarte multe ori, elevii, cel puțin înainte, acum mai puțin, veneau, au fost repartizați. Deci au fost prin tragere la sort după clasa a noua, că noi avem elevi de la a noua. Acum, marea majoritate a elevilor, dacă îi întrebi, au venit în cunoștință de cauză. Și vin pentru că știu că este o meserie care este grea, cu responsabilități mari, dar făcând-o cu plăcere și de calitate, ai și satisfacții. De aceea vă spun că ne mândrim cu absolvenți care, chiar unii poate au făcut școală profesională, au făcut liceu, au făcut facultate și au ajuns totuși personalități în economie, în domeniu energetic, în domeniu electric, nu spun, avem și doctori, avem și profesori, dar momentul ăsta pe domeniile pe care le școlarizăm încă de la începutul înființării liceului. Da, revenind la Dimitrie Leonida, aș mai completa, pentru că zic că a fost o pildă de o personalitate. A fost profesor universitar la Timișoara, an bun. A învățat la Sfântul Sava, dar ideea este că eu n-am știut până de curând că hidrocentrala de la Bicaz este gândită de el și calculat regimul hidrografic în zonă cu studiile de rigoare. Hidrocentrală care s-a construit între anii 50 și 1950 și 1960 și multe alte termocentrale, cum este cea de la Grozăveș până la începutul secolului 20 și foarte multe rețele de rețele de energie electrică și în domeniul CFR-ului a avut contribuții căilor ferate. Deci a fost un om care s-a implicat și a lăsat în urma lui o istorie. Inclusiv muzeul, care așa, inclusiv școala de electrotehnică, inclusiv, dacă vreți, revista de electrică, nu știu cum se mai chema, parcă. Deci a lăsat în urmă, a dezvoltat o știință întreagă cu aplicații practice, că de aici spuneați de pasiune. Păi nu poți să înveți și nu poți să faci o meserie dacă n-ai pasiune. Poți să stai în fața unui aparat de radio cu lămpi sau cu diode sau cu orice, chiar astăzi, cu chipuri, poți să stai mult și bine dacă n-ai o minte deosebită, nu cunoști fenomenele, n-ai aparatura specifică ca să poți și poți să stai și zile întregi lângă un aparat electronic în special până îi găsești o defecțiune. Ei, acum s-au făcut cam de unică folosință în linii mari, sunt module care se înlocuiesc, din fabrică îți spune ce s-a stricat, te duci, schimbi modulul, asta mai e în urmă, așa. Acum și mașinile sunt de unică folosință. Dacă e cea mai bună mașină, să spunem, un Mercedes, pe o calificare, clasificare, poate nu e cea mai bună, dar de acum 20 de ani, care o mai puteai repara, o mai dădeai cu ciocanul, o mai îndreptai și una de acum, asta de acum, când ai dat cu ciocanul, e casantă să faci bucățele. Da, deci de aici e tehnologiei care nu putem ține tehnologia și cred că și mintea omului care evoluează în timp.
Mă întreb acum ce ar fi făcut în situația actuală când aceste inovații, tot felul de energii fotovoltaice, văd asta, deci care apar noutăți, cred că ar fi fost păi asta e de la 1850, alu Volta. Păi nu, de asta vă spun, adică cred că s-ar fi implicat foarte mult și ar fi păcat că... Da, te referi la celulele fotovoltaice. Da, nu, adică la energiile astea verzi care au apărut acum, adică contribuția ar putea, nu că nu gândești, toată lumea gândește, dar puse în practică, efectiv. Trebuie foarte mult... Păi așa s-a descoperit energia, a pus braștele pe o sârmă și la soare. Tehnologia e tot tehnologie. Și mintea ta e permanentă, apropo, suntem mai puțin reparăm, dar în ultimul timp. Dacă sunt de unică folosință, dar oricum meșterii și specialiști în domeniu ne trebuie. Pentru că și cei care produc, să spunem, chiar dacă schimbă modulele respective, dar tot trebuie produse de la o industrie. De... Energia fotovoltaică. Nu neapărat, în general. Nu, spuneam că vorbeam de mașini și de absolut. Aici este energia verde, ea trebuie stimulată, stimulată. Guvernul României a stimulat până la un moment dat, dar astăzi nu mai este stimulată. Dai un kilowatt și primești 0,3 sau nu știu cât înapoi când ești conectat la rețea cu... ești pro-consumator sau nu știu cum. Cam așa îi definește, un cuvânt nou. Probabil împrumutat de undeva, că așa e la modă să împrumuți tot ce-i străin. A mai fost o perioadă începutul secolului 19, dar nu s-a terminat bine pentru ei, că a fost revoluția de la 1848, care i-a mai schimbat puțin. Da. Deci, energia fotovoltaică este o sursă care, atât timp cât este soare și când, cât strălucește, numai că și aici sunt probleme. Panourile alea trebuiesc curățate. Am văzut că au apărut o soie de dispozitive de curățare a panourilor fotovoltaice, pentru că atunci când se murdăresc, se opacizează și le scade randamentul chiar până la 50%. Dar... Păi trebuie să apară ceva nou tot timpul, nu? Nu trebuie să evoluăm? Păi da, bineînțeles. O să fie niște dispozitive automate, probabil cu niște parbrize ca la niște mașină. Niște ștergătoare de parbrize. Da, așa, cu ștergătoare de parbrize. Și care să fie mișcate tot cu ajutorul energiei electrice. Oricum nu ne mai putem întoarce la ce era înainte. Trebuie să evoluăm. Trebuie doamna să profesoră, doamna ingineră, doamna doctor, eu sunt de acord că nu ne mai putem, dar vedeți că cei care ne conduc astăzi ne întorc înapoi cu 100 de ani. Ce să faceți dacă nu mai aveți curent electric? Vă puteți imagina o viață fără să folosiți toată aparatura electrică? Acum cred că ar fi imposibil. Imposibil? Acum ar fi imposibil. Să vedeți ce posibil o să fie. Hai, se dumneavoastră, eu, acolo, alții ca noi, puțin la număr, poate sunt 10%, o să ne permitem să folosim. Dar ce faci cu restul de 90%? Ce faci cu restul? Este o problemă a momentului. O problemă a momentului, dar vedeți că pe șefii ăștia noștri nu îi cam interesează. Sau, e a doua variantă, sunt trei variante. Nu știu. Și atunci, ca orice om care nu știe, nu le interesează, sau știu și au primit ordin să facă ceea ce fac. Eu personal mă chinui din 29 iulie, am aici, cât nu s-o șterge din telefonul ăsta, am încercat să conving un factor de decizie ca să scoată România din vagonul în care se află. Știți că România are, încă mai are, 20.500 de megawatt-oră putere instalată. Noi consumăm 5, 7, 8, 9 în funcție de vârful de seară, vârful de dimineață, frig sau cald, că și când e cald să consumă, că oamenii stau la aer condiționat. Și
am încercat să le spun ce să facă. Capacitățile astea de producție din ele, noi nu folosim nici 7, 8, nici 6, depinde, că noi importăm energie electrică. Importăm energie electrică. Și culmea, exportăm în avans din aia care o avem la 2,5 lei, bineînțeles, ca figură de stil, pe un preț de nimic și importăm la maxim de preț, la maxim, de 10 ori, un preț care înseamnă de 10 ori. Și atunci le-am spus, bă, fraților, faceți un inventar la toate capacitățile, că situația e gravă, de la o zi la alta, datoria crește. Avem un deficit de 10 miliarde de euro între deficit bugetar. Deci noi consumăm această sumă. Și atunci prima grijă este, trebuie să reduc deficitul ăsta bugetar și să-mi creez bani măcar pentru a plăti dobânzile și de a rostogoli creditele. De pentru asta trebuie bani. Dar bani nu făcuți cum au făcut guvernanții. Ce au făcut? Au mărit artificial prețul la energie, fără nicio justificare, și cum și în paharul ăsta cu apă este energie, pentru că sticla e mare consumator de energie, apa trebuie să ajungă aici, trebuie pompată. Până la robinet, bineînțeles. Nu? Așa. Deci, energia este în tot. Și atunci a creat o inflație. Ce nu știu ei, sau nu vor să știe, că o perioadă de inflație, o perioadă de inflație, nu se introduc taxe noi, biruri, dări, astea nu se introduc, pentru că accelerează. Iar inflația creează un surplus la devenituri la buget, care mai bine nu l-ai avea. Pentru că surplusul ăla se bazează doar pe inflație și pe pauperizarea populației. Nu se spune că se ceartă că e 10, că e 11, că nu știu ce, dar inflația e de 30% la produsele de bază și peste. Deci dacă îți dă 15%, de fapt îți dă jumate din ce ai pierdut. Și atunci dau drumul. Nu mai arunc niciun ban aiurea, nu mai dau pomană ca să încurajez nemunca, găsesc toate resursele, la nevoie mă mai împrumut în plus, fac o inventariere la tot ce înseamnă producție, dau afară trădători din țară care au vândut mintea și alte obiective care așa, nu închid nici turceni, nici rovinari, cum m-a învățat Uniunea, imperiile care ne conduc, nu le închid, ci din contra. Dacă ei au pornit, au deschis minele de cărbune și au pornit termocentralele, eu care nu mi-a luat în considerare energie apei, care e energie verde, și m-a pus să plătesc la taxă pe energie, sar capacele, iar alții nu plătesc mai nimica, deci biruri artificiale, și atunci mă încadrez, dau drumul la producere de energie, echilibrez balanța de plăți, scad prețul la prețul de cost plus 10% profit. Și asta ar însemna 30 de bani kilowattul și dau drumul la economie cu prețul ăsta de 30 de bani. Dau drumul la populație ca să nu-i mai sărăcesc în continuare. Și dându-le energie la un preț mic, se reduce totul și de fapt le crește nivelul de trai fără a le da bani, hârtie, chioară, fără acoperire. Da, le-am spus treaba asta, le-am demonstrat, s-a uitat la mine și continuă distrugerea economiei românești, pauperizarea populației. Și că dacă vorbim de bani, haideți să facem puțină publicitate pentru Telem. Deci publicitate.